ea licitația agenților de publici, asta pentru o alimentație publică singură. Iar ce se vede acolo, scaunele respective, este un anfiteatru în aer liber, 420 de locuri, pentru un termen de culturale educative. Sigur, aici o să fac un drum cu vreo. Zona aceasta, zona pentru parcur, un sport acum foarte în vogă, în rândul adolescenților. Nu mai punem de o înțelegere aici, facem o competiție sportivă. Da, mă, ce-i, pare, mă. Pentru? Un proiect. Jucă fotbal, da? Faceți echipă, să vedem misiunea de dezvoltare ale echipă. Vă provocăm aici la baza sportivă și mai vară vă provocăm. Partea dreaptă e zona destinată copiilor cu tot soiul de elemente și instalații în funcție de vârstă. Astea pentru ce să stea? Astea sunt pentru parcur. Pentru locul de joacă. Și în funcție de vârstă împărțite. Castel, cu pogane, cu zona asta. Aici va fi o zonă de paziște pentru oamenii care vreau să vină să pună contul să citească carte. O zonă de relaxare, da? O zonă de agrement. Într-un fel sau așa. Doar pășune, în partea ce. Și apoi va fi primăvara zonă. Iarbă și zonă de agrement. Asta la soare. Da, citești o carte. Nu le puneți grătare aici și mici, măcar nu stricat-o în fericire. Nu, nu. Să nu faceți. Lasă-o așa deschisă, dacă încep oamenii să vină cu mici aici în Tenea. Să fie numai de stat pe plajă. Frumos să facă plajă, să stea la o poveste, să vină. Să vină cu picnic de acasă, vrea să vină cu picnic de acasă. Da, Central Park sau Londra, Hyde Park. Da, ți-aduci tu picnicul de acasă dacă vrei să sandwich. Au o zonă. Nu. Avem o zonă specială acolo pentru plimbat câini. Chiar sunt acum niște persoane cu câini, dar în interior nu vom permite acum câini, pentru că avem pista asta de biciclete, va fi periculos. Da. Și de role rapide, nu? Și de role rapide, și sigur. Copii, sigur. Dar aveți loc de plimbat, sigur, da? Da, avem acolo.